să se lipsești toată vara. De fiecare zi, în fiecare clipă, să mă gândesc când vine Mario, când vine Mario, cu nerăbdare cu asta, da? Începutul anului școlar. Așadar, Mario, să mai încercăm problema aceea de ieri, o mai încercăm un pic să vedem așa cum... Știi că am avut noi o ultima dată, o problemă foarte interesantă. Sigur, și cu mama? Da, da. Vreți să o mai citesc o dată? Nu, nu, nu. Să vă reformați la voastră. Să vă reformați acum, să gândim așa. Da. Deci, mama... Îți dai eu acum? Da, vreau de mama. Mama are, zic o vârstă. 20 de ani. Mama avea 26 ani când s-a născut. Deci mama avea 25 ani când s-a născut. Da. Da. După 5-6 ani. 4. După 4 ani. Da, vă dați seama că da, pe 4 ani. S-a născut mare. Secundă. Deci, mama avea 25 ani când s-a născut, dar după 4 ani s-a născut Maria. Vedem de 4 ani. Secundă, cum ați vezi și întrebarea? În clipa asta, suma vârstelor lor. Deci, momentul acesta, suma vârstelor lor este, deci în momentul acesta, suma vârstelor lor este, hai să vedem așa, 45 ani. Pe suma vârstelor lor este 45 de ani. Câți ani au fiecare? Da, deja nu știu. Este așa de ușor problemă. Ia să vedem, David. Davide, cu 4 ani. Cine? Davide. Davide. Deci Davide are... David are acum, cât au fiecare acum, că suma vârstelor lor este 45. Are 5 ani. Nu, nu te lua după partea practică. Atenție multă. Deci, mama avea 25 de ani când s-a născut Davide. După 4 ani s-a născut Mario. După 4 ani s-a născut Mario. Suma vârstelor lor este 45. Câți ani are fiecare în momentul acesta. Da? Aș vrea să mă ajuți. Pe segmente. Așa. Dar spune și mie. Dirigează-mă și pe mine. Cum se fac? Deci cum se fac? Davide are 5 ani. O secundă. Mama avea 25 ani că s-a născut Davide. Deci se reprezintă într-un segment vârsta mamei. Da. Cred că așa o să mă gândesc. E bine. Mă ajuți? Mai. Ești... Vinul cu inițiative. Pe segmente. Da, da, dar propune. Ce să mă întâi să vă spun? Să vă fie corect. Hai, păi ia să te aștept eu, să știi că sunt foarte răbdătoare. Deci,
Printr-un segment ce pe cine se reprezintă? Tati și Mario și în două segmente mama. Mama e mai mare, dar dacă știm vârsta mamei, eu zic să plecăm cu mama, că știm vârsta ei. Eu am plecat cu Davide. Cu Davide? Așa... Stai să vedem dacă raționamentul tău e bun, eu renunț foarte repede. Dar ce aș fi? Dacă pui mama prima, au doi la Davide, e celălalt sens. Păi trebuie să urmărim așa. Că mama avea 25 de ani. 29. 25 de ani. Atât avea mama când s-a născut? Da. Da. 25 de ani. 29. Asta e singurul care știm, nu? Care ce mama mai știm. Vrei să spuneți 29. De ce 29? Pentru că când am născut pe Mario, 4 plus. 25 plus 4, 9. 29. Aaa. Deci pentru Mario, vine încă 4 ani la mama. Da? Da. Așa, foarte bine. Și mama face acum, când se naște Mario, mama face 29 ani. Bun. Ei, despre Davide, parcurge și el acești 4 ani. Nu? Davide. Că el, mama avea 25 de ani aici, mama a crescut cu 4 ani, dar și Davide crește cu 4 ani. Sigur? Davide a crescut cu 4 ani. Aici e momentul când se naște cine? Davide are 8 ani. Nu, nu. Davide are 4 ani. 4 ani, că aici e momentul când s-a născut Davide. Mama avea 25 de ani. Păi atunci Mario are 1 an. Nu. Are 0 ani. 0 ani aici. Deci, acum e momentul când se naște, da? Când se naște, uite, Mario. Aici este momentul. Acum, cât fac suma vârstelor celor doi până la momentul când se naște Mario? Cei doi cât fac acum? E vorba de mama și cu... Mama și cu... Davide. Cât fac împreună? Dar nu sunt calculat acum. Sigur, dar și vorbește că eu știi, nu sunt, nu mă descurc, mă fac... Îmi dau 4 aici. Deci 4. Eu am găsit pe Davide. Da. Singur, fără să mai fac asta. Am făcut 45-29 la 16. 16 l-am împărțit la 2, mi-a dat 8. Facem o operație, este împărțim. Să vedem de ce facem asta. Eu te aștept pe tine să încep să relaționezi corect. Deci, mama avea 25 de ani când s-a născut Davide. Davide avea 0 ani. După 4 ani, cu roșu, apare Mario. Dar cât este suma vârstelor între cei doi? La mama și cu Davide. Hai să vedem cât face suma. Mama face 29, Davide are 4 și împreună cât fac? Deci, hai să vedem cât vor avea împreună până la momentul când se naște Mario. Cât au împreună mama și cu Davide și Mario? Mario are 0 ani, abia se naște. E vorba de mama și cu Davide. 29 de ani. Mama 29, Davide cu Davide? 4. Cât fac împreună? 33 de ani. Acum hai să scădem din 45 suma lor. 33. Deci din 45 scădem pe 33 și 8. Obținem cât? 8. Nu cred că 8. Nu, nu 8. Stai să văd. Cât obținem?
4, 5, 3, 13. 12. A 12 ani, care completează până la 45, la 33, va trebui să-i distribuim în trei părți egale. Dar profesor, da? Știu cum se face. Cum? Am făcut 12 ani de David, de avea Mario are 8, mama are 21, poate nu dăm. Să începem așa? Da. Deci mama cât are? Mama are 21. Nu se poate. Mama nu rămâne cu 21. Că și ea crește. Cât? Că nu știu. Acum e problema. Păi dacă are 4 ani. Mai câți ani a trebuit în plus acum până la 4? 12. 12 ani trebuie să-i împărțim în câți? Câți sunt cei care câștigă? 3. În 3, sigur că da. Deci 12 împărțim la 3. Și facem cât? Pare cât bine. 4. 4. 4 ani. 4 ani va face cine? 4 ani va face? Mario. Mario. Și atunci va avea 8. Și încă 4 până și atunci va avea 8 ani. 8 ani. Și mama cât va avea? Mama, da. Ai cum mama ce stă acolo? Păi și mama se duce pe lucru. Deci vine mama cu 4 și va face și ea 33 de ani. Ei, hai să vedem acum dacă iese calculul. 4 ani, da? Pentru mare. Te rog să adunai în satul 33, 8 și cu 4 să vezi tu dacă obținem suma asta. Plus că plus 4. Așa. Deci 5 e bun la 45, așa am găsit. Da. Nu, nu, nu. E întrebare la unități. La unități. Da, am înțeles. 45. De 45, fantastic. Excepțional! Aici, eu vreau să dai tu. O dăm numai acum. Da, da, da. Yes. 26 de ani. Cum vroiam eu la început. Mama are 26 de ani. 6 de ani. Când s-a născut? Da, da. Da, bine, da. Bun. Mergem așa pe mâna ta. Deci 26 de ani când s-a născut, da. După câți ani? Deci, tu vrei cu 26 de ani. Merg pe mâna ta. Mama are 26 de ani. După 7 ani. După 7 ani. Foarte tare. Asta e problema ta. Deci, mama are 26 ani. Da? Când s-a născut, mama avea. Avea 26 ani când s-a născut. Da. Da. După, tu spui, tu formezi, da? După 7 ani. După 7 ani s-a născut. Mare, da? După 7 ani, bun. După 7 ani așa ai spus, s-a născut mare. După 7 ani s-a născut mare. În momentul acesta, în momentul acesta, dacă te-ai prins, îți dai problema cum trebuie, este fantastic. A dat problema perfectă. Auzi, acum calculez să văd dacă e bine. Dacă tu îmi dai problema asta, promit că merg în stradă și spun Mario, am făcut problema excepțională. Ai mai spus asta și nu am zis. Nu mai crede. Mă așteptam la replica asta din partea mea. Așa am spus de multe ori și n-am spus. Acum fac asta cu tot, cu spectatorii. Eu și cu mama și cu... Când am mic. Deci mergem. Atenție! Asta e momentul cel mai tare al problemei. Dacă tu îmi dai suma vârstelor lor, este un număr care să fie deștept. Adică, să-i numi la problema. Așa, uite-te acolo. Sigur că da.
Sigur că da. Hai să te iei modelul de acolo. Mai. Trebuie cumva să... Fac cumva eu acolo, la problema. Să nu mă pune de zbăr de șmecherie. Auzi, cel mai tare moment al lecției noastre este acesta. Când tu îmi spui suma vârstelor lor este, în momentul acesta, e spectacol. Deci sunt alte date ale problemei. Atenție, tu crezi că e bine? Dacă e corect? Dar nu trebuie să faci așa. Nu să fie o întâmplare. Eu îmi scălurești că d-a făcut mama. Dar uite cum am făcut eu. Cum crezi tu că am făcut-o data trecută de am ajuns la 45. Numărul 45? Ce crezi că am avut eu în minte? A făcut mama, crescut cu 4 ani, Încă patru ani. Deci, 4 și 4 face 8. Trebuie să modifici problema. Bine, să modifici. Să vedem acum, dacă o modifici și o faci deșteaptă, este extraordinar. Pentru că s-a murit David, nu mi-a dat. Pentru că s-a murit și el. Păi,
Împreună până la nașterea lui Mario. Până la nașterea lui Mario. Cât au împreună cei doi? Mamă. 50. Cât? De ce 50? Nu cred că 50. Păi 50. Păi era 26. Bă, dar profesor, eu m-am prins deja. Eu din când am auzit, când am spus 4.57, eu deja m-am prins. Cred că fac la mama și cu Davide. Până la momentul în care se naște Mario, aici e moment. Eu deja știu. Cât fac în primul rând? Eu deja știu, deja m-am prins. Te rog. Cine? Deci, ce vârstă au împreună? Mama și cu mama? Mama și cu Davide? Cât au împreună până la naștere? Cât? 50. Nu cred. Cum 50? 50! Așa nu vorbesc. Cât e 26 și cu 7? Dar nu 26. Cred că am adăugat de 27. Păi 26 și cu 2 și cu 14? 27 și cu 7. 26 și cu 7. 33. Și cu încă un 7 a lui Davide. 47, 40. Păi 40! 40! Și acum cât vrei să mai pui tu? Iar ăsta e lor, foarte important. 46 sau 40? 40. 40 fix. 40 fix. Dar acum câți ani să pui tu în plus pe care să-i poți împărți în 3? Că urmează să-i împărți în 3. Dar acum, la 40. Să vă dau un număr, să vedeți dacă e bine, dacă l-am dat. Dar nu le-am întâmplat, nu? Nu dau la întâmplare, calculez. Te rog. Deci 40 am împreună. Deci facem și eu noi desigur. Dar mama cât are? Mama cât are? 26. 4 viciore. Și ai spus 33? Nu ai spus 33? Mama, face 33, 26. 7 cât dă? Păi da, dar cine plus 7? 7 este a lui... A cui este a lui? Davide. Mai bine, Davide aici. Și acum apare momentul când se naște Mario. Ei, de aici încolo, fiecare își aduce contribuția în mod egal. Adică și când? Și poți mai da un 7? Că... Păi nu au 7. Davide crește. A, și mama crește! Și mama crește! Deci aici trebuie să avem exact același segment de să avem. Aici e povestea, la 40 de ani, ca așa e spus, 40 de ani fac împreună. Deci trebuie să fac un calcul așa repede. E așa foarte repede, fată. Deci acum ei au 40 de ani. 40. Bun, avem mare. Și acum punem bucățelile astea mici. Deștept numărul ăla, dă-mi el pe ăla la 40, cât să pun eu ca să fiu prea bun. Cât să pot să mă pot liniști. Mă faci fericit, mă. Vreau să mă faci fericit cu numărul ăla. Așteptați, vă dau un număr bine crescut. Bine, da, un număr bine crescut, bine gândit. Exact. Foarte bine! Deci, Davide, apar 40. Aaa, deja știu, 40. Dar am modificat problema. Nu are 40 problema cu Davide. Am modificat cu Davide. Davide nu are 7 ani. Poftim? Davide nu are 7 ani. Păi nu, are 7 ani. Păi mergem așa cum am zis, după 7 ani. Eu o spun rezultatul la cât am împreună. Acum, da, să dai... Total, faci total. Asta vreau să dai totuși. Nici Davide nu are 7 ani, nici mama nu are 33, și nici tu n-ai 0 ani. Cred că este bine rezultat. Ia, 83. 83? Da. 83? Nu, dar 83 de ani asta trebuie să-l pot distribui în 3 părți egale. 83 da. În 3 părți egale. Păi da, păi trebuie să-i dau și lui, și lui, și lui. 86. Trebuie ca să-mi dea, ca să puteți să-l despărțiți. Nu, 66 să-mi dea. Ce eu nu sunt plus. 66? Mă, hai să fii atent, hai urmărește-mă. Trebuie să mă întâmplă.
Uite, uite aici. Hai să punem că... Faci invers. Dacă ai merge tu 3 ani, ai șlipui tot 3. Hai să vedem. Trebuie să calculez. Haide, haide, te rog. Fac 26 de ani. 26 de ani. 33 de ani. Păi nu mă interesează doar ăsta. Aici e momentul tău. Împreună 40 au lăbărit. Acum, ăsta e momentul. Ce număr mai adaugi la 40? Încât după ce îl adaugi, trebuie să fie, să fii deștept încât să se poartă exact în 3. Lui 40 trebuie să mai adaugi. Mă adaugi. Da. Acum, hai, te rog. Lui 40, ce să-i mai pui? Da, da. Uite la problema din față cât o dată. Cât ați împărțit la față? Să mă păi, da, hai să vreau ceva. Dar nu aș! Să calculez și eu. Hai. Sunt și eu un străin. Nu, străin... În Bacău tu vin străin ca un străin, ai? Gata, 66. 66, trebuie. Bă, dacă ar fi așa, peste 40 cât ne-am dus? Cât ne-am dus? 66. 26 ne-am dus până la 66. 66. Păi, 66 înseamnă că am depășit de 40 cu 26 și 26 nu se împarte exact cu 3 părți. 26, păi nu. Nu se împarte. Dă-mi un număr deștept să se împarte exact în 3. Că ai studiat peste 4. Mai mare de 40. Păi neapărat, mai mare de 40. Până la 40 mai adăugăm. Mai mare de 40? Sigur că poți. Eu am pus 66. Păi uite, din 66 dacă scapi 40, da? Rămâne 26. Și 26 nu se împarte exact la 3. Păi cum nu se împarte? Nu se împarte. 26. Eu aș face așa. Aș spune, hai să zic că 3, 3 plus 3 plus 3, cât face 3 plus 3? 9. Și 40 e 49. Eu ăsta e număr deștept. Că 9 se împarte. Sau puneam 4 plus 4 plus 4. 12. 52. Tot secretul aici este. Dă-mi tu un alt număr. Eu ți-am dat două variante. Dă-mi tu, te rog. Deci peste 40 trebuie să fie cu un număr. Adică poți da 60 ceva? Nu fac doar asta, mă interesează. Numărul să fie de 61. 61. Ia să vedem. 61. Peste 40 cât te-ai dus? Cu ce? Cu 21. Cu 21. Oare 21 se împarte la 3? Nu știu. Păi dar se vede timp, în primul rând. Păi tocmai aici. 21 ar să împartă la 3. 21? Da, 3 părți se egale. 21. Nu cred. Nu crezi. Hai să încercăm. Pare să fie 5? 5 plus 5 plus 5? 5 plus 5 plus 5. 5 plus 5. Mai mult. Hai să vedem. 6. 3. 6 plus 6 plus 6 cât face? 6 plus 6 plus 6. 18. Da, 7 plus 7 plus 7. 21. Deci, strategie. Să înțelegem așa. Suma, în momentul acesta, suma. Domnul profesor, vreau să vă dacă știți? Da, da, este... Cât ai zis? 61 ani. 61 ani. Și eu acum, care sunt în nevoie să fac problema, zic așa. 61. Din 61 scad pe 40. Nu. Și rămâne cât rămâne? 21. Adică asta, astea trei rămâne. Pe 21 îl împart la 3 și face 7. Și acum, mama va avea asta e 7, asta e 7, asta e 7. Mama va avea câte rog, trebuie să fie atât. Știi de ce am dat 7?
Uitați-vă la... Șapte. Nu m-am dat seama. Deci, cât are mama? Mama are... 26 plus... 43. 33 de aici, de aici. 3 plus 7. Am uitat să mai fac calcul. Zi, 33 plus 7, cât poți să vă spus? 40. Mama? Și cu aia 2? 40 de ani. Cât are Davide? Davide are 7 ani. O să fie, 7 până aici? 14. Da? Davide. 14 ani. Și Mario? Dar ce am gândit și eu? Mario? 7 ani. Așa mă gândit și eu. Mario. 7 ani. Și dacă îi aduni aici, dacă îi aduni, îți va da exact 61 de ani. Deci toată povestea este, ai formulat problema, ai voie aici, orice număr aici, iar suma vârstelor este cheia problemei. Pentru asta, trebuie să adun pe 26 și de 2 ori asta. Deci ăsta de aici și de două ori ăsta. De ce de două ori? Deci la mamei și a lui Davide, ajungem aici la momentul când se naște și trebuie să mai adăugăm un număr la suma care obține 40, încât să-l putem după aceea împărți la 3. Un multiplu de 3, 4, 5, în partea asta. Problema este foarte, foarte frumoasă. Foarte. Mai facem, da? Până când nu înțelegem. Ăsta e mecanismul. Dacă noi nu pătrundem aici să prindem problema, degeaba am făcut-o. Nu e important să trecem pe lângă multe probleme, ci să vedem, să-l putem dirija și ușor, ușor să-l așezăm, să înceapă să aibă satisfacția că numărul ăsta este foarte important. Să dai direct să iasă în funcționă stradă. Așa, mă așteptam asta. Da? Deci, am înțeles ce am făcut, și am pus o problemă. Da? Trebuie să încercăm să vedem partea asta creativă. Poți să vă pun câte pași fac în acasă? Deci, uite, plecăm orice număr de ăsta, n-ai importanță. După câți ani, n-ai importanță. Ai până un an care... După care, important să formăm numărul ăsta, care înseamnă ăsta plus de două ori ăsta. Și peste el mai adăugăm un multiplu de 3. Da? Un multiplu de 3. Și așa este. Deci mecanismul așa. Dar trebuie să înțelegem de asta. Da. Bun, ne oprim aici. La revedere!